Bună dimineața, bună seara, guten morgen, guten abend. 11 verbe, să spunem, des folosite, de care ai nevoie și pe care tu trebuie să pui după aceea obiectul, deci substantivul care urmează, în dativ. Aceste 11 trebuie să le știi pentru nivelul de limbă A1. 11 sunt... Am și propoziții, sunt și traduse cu exemple pentru nivelul A2 și așa mai departe, B2, C1 vor urma. Sunt aproximativ 45 de verbe. 11 ți le prezint acum. Hai să începem! Antworten, a răspunde. Ich antworte dir später. Îți răspund ție mai târziu. Folgen, a urma. Ich folge dir unauffällig. Ich folge dir unauffällig. Eu te urmez discret. Gefallen. A place. Gefällt es dir deine neue Wohnung? Îți place ție locuința ta nouă? Gefällt es dir deine neue Wohnung? Gehören. A aparține. Das Auto gehört dem neuen Nachbarn. Mașina aparține noului vecin. Glauben, a crede. Warum glaubst du mir nicht? Warum glaubst du mir nicht? De ce nu mă crezi? Helfen, un cuvânt minunat. A ajuta. Er hilft der alten Frau. El ajută femeia bătrână. Passieren, a se întâmpla. Passiert dir das öfters? Ți se întâmplă ție asta mai des? Raten, a sfătui. Der Arzt hat meinem Opa geraten, sich auszuruhen. Repetați-vă, rog, după mine. Der Arzt hat meinem Opa geraten, sich auszuruhen. Meinem Opa, vedeți, este dativ. Doctorul l-a sfătuit pe bunicul meu să se odihnească. Schmecken, a gusta. Das Essen schmeckt meinem Sohn nicht. Fiul lui meu nu-i place mâncarea. Wehtun, a răni. Ich werde dir nicht wehtun. Eu nu te voi răni. Ich werde dir nicht wehtun. Zuhören, și-am ajuns la sfârșit. A asculta. Du hörst mir nie zu. Tu nu mă asculți niciodată. Du hörst mir nie zu. Dar eu știu că voi mă ascultați. Dacă vă place, vă rog, abonați-vă la canalul meu pentru a primi imediat videoclipurile noi pentru a învăța cu mine împreună. Vă mulțumesc și Doamne ajută!